Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog. De fapt, nu e nou, este foarte... Este foarte vechi. Când îl postezi. Este destul de vechi, dar nu contează. Contează că pentru voi este nou, da. Și pentru noi, în momentul de față, ceea ce se întâmplă este cu totul și cu totul foarte nou și foarte emoționant. Eu, da. Și... o responsabilitate mare, enormă. Cu o libelulă mică, care arată așa acum. Ai văzut? Uite, e cât o libelulă, stai să-ți arăt. Am intrat astăzi pe aplicație și, bebe, este cât o prăjitură cu răvaș. Când mi-ai zis prăjitură cu răvaș, am zis că... este cât o libelulă. Că ce prăjitură nărăvașă. Și este cât o smochină. Mai dar cât de mic e, am intrat în a 10-a săptămână, nu pot să... Mamă, e puțin și nu știu. Mi-a deja crescut în totalitate. Și ce credeți? Organele trebuie să crească. Mergeți împreună cu noi la control să vedem ce face bebelina. Nu, nu, nu. Stai că nu se știe ce e, că nu vom afla, ne vor afla nașii. Să vedem ce e prima dată. Eu cred că e bebelina. Când va fi momentul. Nu, eu zic că e... De fapt, și ce? Ce-o vrea Dumnezeu? Sănătos să fie. Sau sănătos. Sănătos. Sănătoasă să fie. Revenim, Revenim de la control. O să vă filmăm și vouă clinica la care mergem, pe doamna doctor și cum și ce face bebele. Și pe Robert, fața lui. Ce pot să fac? Dacă doarme, dacă... Nu. Am uitat să vă spun, mi-am cumpărat mașină. Revenim. Gestaționare, ce vesicula vitelină, care arată că sarcina este în uter. Și aici avem bătăile cardiace, pe care nu vreau să le pun încă, că e destul de micuț în drănașul. Da, vedem aici că se mișcă ceva, vedeți? Da, da, da. Uitați că se și mișcă. Uh-huh. Vreau că acum se și mișcă, să vă prind, deci mă uitați să fie ce este. Trebuie să vedem cât de lungă e, ce dimensiune are. Centimetri, corespunzător la 8 săptămâni și 5 zile, deci are 2 cm. Și, practic, aici se formează mânuțile astea, deci, care vedeți, vedeți cum mișcă prin? Da. Pe mânuța, vedeți? Așa. Aici e căpușorul, aici e cealaltă mânuță, asta de aici, așa, se formează, acum sunt niște muguri, practic, aici se formează un picioruș. Așa, vedeți că acum ar fi ca mânuța asta aici, pe mai sus. Da. Ce facem când am făcut asta în viața noastră, nici măcar nu știu ce arăt? Este vorba. Poți să arăt? Ce? Da. O să le și eu și Robert. Eu, da. Băi, mi-e să le arăt aici? Nu, iubire! Mamă, glume, dar nebune! Ce le-ai pe TikTok? Trebuie să deschizi plicul prima oară. Mai ales puțin și faceți 3 ani, dar n-am mai avut răbdare. Îți voi schimba viitorul. Mam! Da, să-ți-l desfac eu. Că tu nu știi. Nu!
te uiți. Nu trebuie să te uiți. Voi schimba viitorul. Și nu vine vreun eclat la poartă. Ia, stai că se desparte. Poți să citești cu voce tare? Da, să audă și prietenii tăi. Citește cu voce tare, te rog. Te rog. Haide! Ce zici, oi? Zi-ne, mă. Să mă rog, mă luat inima. Zi cu voce tare! Nu cred. Zi cu voce tare, Robert. Știi că visele devin realitate, iar astăzi visul nostru s-a împlinit. Felicitări, sunt sigură că vei fi cel mai bun tătic pentru bebe. Te iubesc. Poți să continui acum. Cu tine. Vom mai la mișto? Ce liniște asta? Vă pe bune? Da! Da? Felicitări! Mamă, tremură, de cum ai cap? Mamă, mai pot! Bă, nu crede pe bune? Nu uita pe elizează. Bă, e pe bune? Și mâine mergeți la primul control! Da, a făcut programare! Bă, pe bune? Da! El a stat acum fi în jur, nu mai pot. Hai să stau jos, că-mi trebuie un răpitor, nu mai pot. Dacă ai știi prin câte emoții am dat-o? Am luat șervețete. De aia se îngreșease ea. Știi că am zis. Mă tremuri, mă bună. Ia la mine, să vrei și stai jos. Mami, lasă. Mamă, nu crede, e bun să moară, mă. Bă, nu cred, nu. Bă, mă las la mișto, e ceva, e ceva. Nu. Nu, nu, nu. De data asta știu că ai mai avut prank-uri, dar de data asta cred în măștul ăla, zic eu. Fars. Mâine, Robert, mâine la 11:30 mergeți la primul control, a făcut programare, astăzi la muncă. E 100% pe bune. Deci intrăm la mine. O să fii mătușă. Cine, al cui e? Al cui e? Alu Bianca. I-ai zis mătușă. Păi eu i-am zis la mișto cu mătușă. Nu, e al meu. Nu te cred nici dacă ai și de arate. Asta mi-e Sfânta Cruce, nici eu n-am crezut. Sunt șocat eu. Eu sunt alb, nu mă vezi că sunt alb? Nu. Da, mă, uite, nu uite, fără Caterinca, fără nimic. Nu e la mișto. I-am zis și lui tata. Nu te iau la mișto. Sunt șucat eu, pe bune. Nu fac vlog, nu fac nimic. Da, mâine mergem la control. Tu ai repetat-o de 15 ori. Și tu ai repetat-o de 15 ori. Și tata, tu ce ai zis? Tata a rămas așa eu. Cred că plânge acum. A zis te iubesc, te iubesc, tată? Mai așa a zis. Nu știu ce face. Pe bune? Da. Nu, pe bune, nu. Nu e vlog, nu e Caterinca. Roberte, ce zici băiei de ăștia, mă? Felicitări! Doamne ajută! Să vină nepotul nostru! Lasă-mă să le trăiască, doamne!
Doamne ajută. Mamă, cred că dacă îi zic gluma mai nebunește. Nu zice la nimeni bună, ta și bună. Și că duci la mine, băcează la toată familia. Bine, lui taică, duci lui maică ta momentan. Deci nu pot să cred, să mur eu. Bă, adevărat. Da, adevărat, mâine mergem la control. Am făcut programare. Să mor tu și ta cât e mic. Băi, deci dacă e fată, deci eu cred că sunt cea mai fericită. Cred că nu pot să mă la mama. Deci clar, devenim tătic. Da, tu deja să-mi bată, Robert. Păi nu, că era bea. Deci mâine era, cred că acum lasă-l, că nici eu sunt un pic așa în ceață. Că eu nu prea cred, știi? De-aia nu mă manifest eu așa. De-aia așa să mai treacă nici el. Asta că e roșu la față. Jur, sunt șocat. Tu unde mă lădeai, dacă... Jur. Tremură. Jur. Nu. Că mor eu, nu ții. Devenim bunici? Eu n-am. Tu știi lecția, că doar ți-am povestit-o mai devreme. Am vorbit asta și ți-am povestit, Luisa. Nu mă interesează. Jur. Mă doare și în gând. Păi ce te văd? Dacă este așa, ce te văd? Felicitări de ăștia. Ăștia ne prind în giro, fată, eu nu cred, la fi-mi face. Eu sunt cea mai bucuroasă, nu ții? S-au pus pe noi mai mult pe eu, mai mult și titul stup, la Basca, eu zic, îl mă vrem și duce mai vrei, fată. Iar doar cineva să-ți ai gândit de voț. Iar rugătile exersezi? Ia uite! Ai văzut, Aruna Brodina? Robert exersează! Și mai jos, copilul. La școală. N-ai voie calculator. Te-a luat căldurile? A luat căldurile pe mama, să nu mai aproape.